lor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată ciuda pe care și-o dă sub soare? Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați-mă mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.